Am decis cumva să readucem spiritul ăsta, dacă pot să zic așa, combativ al sărbătorii de 8 martie și să folosim ocazia asta ca una sau ca un moment de a problematiza condiția feminină în Republica Moldova, de a problematiza barierele și piedicile care stau în calea emancipării feminine. În acest scop vom organiza câteva evenimente. Cel mai mare este marșul de mâine, la ora 12, sub motou Sexismul ne fură șansele. La 12 în fața la Unic și ne vom deplasa pe Bulevardul Ștefan cel Mare până la Teatrul Național de Operă și Balet. La 11.45, noi ne vom aduna ceva mai devreme, la 11.45, deci sunteți invitați dacă să facem declarații de presă sau dacă vreți să luați ceva interviuri. Și astăzi seară, la spălătorii, va avea loc o discuție publică pe tema identitate, corp, activism, în care va participa Angelica Frolov, care am în stânga mea, și Iana Ždanova de la Mișcarea Femen. Deci, încă o dată, evenimentul de lectura publică se va desfășura la Teatru Spălătorii, care e Eminescu 72, dacă nu mă înșel. Iar marșul, mâine, de la ora 12, din scoarul magazinului Unic. Mulțumesc!